Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Până la 20 ianuarie, soarele va fi în semnul Capricornului. Energiile Capricornului sunt uscate și reci, iar razele soarelui se vor îndrepta spre suprafața Pământului prin geamul gros ca o bucată de gheață datorită eclipsei parțiale de soare din 5 ianuarie cu toții vom simți lipsa calității umede și calde a energiei pentru a menține echilibrul bioenergetic în aura noastră. Prima lună din 2019 poate fi supărătoare și oarecum problematică pentru toți membrii cercului zodiacal, deoarece aceasta este luna în care se rezolvă problemele vechi și se încep unele noi. Astrele pentru ianuarie 2019 promit o mulțime de datorii care necesită rambursare urgentă, pot apărea probleme de sănătate, mai ales pentru cei care sunt prea dornici de a-și încărca stomacul. Toate acestea sunt bune așa cum ne sunt date de către Univers, dar nu uita de fazele lunare care îți pot afecta în mod semnificativ viața. Luna 9, care va avea loc la 6 ianuarie 2019, te sfătuiește în această zi să refuze orice călătorii, iar luna plină, așteptată la 21 ianuarie, va aduce cu ea o condiție alarmantă, fără niciun motiv aparent. În această zi, încearcă să eviți conflictele și să atenuezi anxietatea în moduri adecvate. Din decembrie 2017, Planeta Timpului și Structurărilor, judecătorul Saturn, a fost localizat în Capricorn, iar acest semn este casa lui instelată, care sporește calitățile planetei. Pe 2 ianuarie, Soarele se va alătura legăturii cu Saturn, astfel încât frigul și uscăciunea pot reduce potențialul de viață și pot afecta calitatea relațiilor dintre oameni. Mai târziu, pe 11 ianuarie, Soarele se va alătura lui Pluto. În plus, neînțelegerile Soarelui cu Uranus care încep pe 19 ianuarie pot afecta de asemenea comportamentul multor oameni în această perioadă negativă. Toate aceste aspecte pot crea un context disarmonic în perioada de la 7 la 29 ianuarie, iar cel mai mare declin va fi probabil între 14 și 25. În acest moment, sunt posibile probleme majore, care vor fi dificil de rezolvat într-o atmosferă liniștită. Adesea, în astfel de perioade există conflicte militare majore, probleme diplomatice și tensiuni în relațiile internaționale în țările cu un guvern instabil, pot să apară demisii și lovituri militare, conflictele dintre stat și societate se pot intensifica și, în consecință, pot apărea greve și proteste. Mulți vor fi inclinați să cadă sub influența circumstanțelor externe, voința altcuiva, și să accepte punctul de vedere impus dacă pare progresiv. De aceea, în acest moment, Scandalurile și expunerile din presă vor apăra mai des datorită dorinței de a condamna, de a răsturna pe cineva de pe piedestal sau de a contesta societatea. Probabilitatea actelor teroriste și a valurilor de agresiune în relațiile dintre oameni este în creștere. Pot apărea probleme în transport, multe accidente minore și majore, accidente și dezastre provocate de om. Perioada de la 17 la 21 poate fi deosebită de neplăcută când vor apărea ispite, înșelări și iluzii pe fundalul energiilor destructive dintre Neptun și Jupiter, cu Venus însăgetător pe fundalul lunii pline și a eclipsei lunare din 21 ianuarie. Starea emoțională a multor oameni va fi foarte instabilă, astfel încât vor exista destule motive de conflict, acțiuni spontane. De asemenea, poate afecta negativ starea de sănătate și psihoemoțională a multor persoane. Abia după 25 ianuarie, când biosfera Pământului începe să revină la normal, situația se va schimba în bine. Cu toate acestea, după 20 ianuarie, pot apărea cu tremure, tsunami și schimbări meteorologice bruște datorită mișcărilor fronturilor atmosferice, prin urmare. Sfârșitul lunii ianuarie poate rămâne amintit pentru astfel de fenomene naturale anormale nouă, dar normale semnului lor de proveniență, vărsătorul, câinele galben de pământ, guvernatorul anului chinezesc, se pregătește deja să treacă în rândurile armatei conduse de porcul care îi va ocupa tronul cu onoruri pe 5 februarie. Prima lună de iarnă a noului an 2019 va prezenta pentru fiecare semn al zodiacului o mulțime de surprize, dar nu toate vor fi plăcute. Finanțele se pot termina în mod neașteptat până la jumătatea lunii, iar banii pot începe să cânte o serenadă de dragoste că ar fi timpul să mergi la lucru. Nu trebuie să exacerbezi problema și să mergi să împrumuți, este chiar indicat să uiți de bănci și împrumuturi poți rezolva întotdeauna singură, în caz contrar, anul prețios va fi plin de datorii. Nu face planuri pentru viitorul apropiat, aliniază-te la situație și mergi unde te duce curentul. Fii pregătită pentru faptul că noi cunoștințe, perspective de carieră, excursii interesante și romanțe de birou se vor grăbi rapid în viața ta. Nu încerca să-ți petreci sărbătorile în mod monoton. În fiecare zi liberă trebuie să te placi și să-ți acorde o mică recompensă de bucurie. Este foarte important să nu insiști în rezolvarea problemelor, ci să mergi mai departe, să depășești în mod confident orice dificultăți. În ianuarie 2019, nu te gândi să petreci mult timp acasă, altfel vei cădea într-un blus depresiv. De asemenea, în ianuarie, nu ai face rău dacă ți-ai reaminti hobby-urile tinereții. Se poate întâmpla ca în 2019 să devină nu numai o sursă de bucurie, ci și de venituri suplimentare, în special atunci când rudele interesate te vor ajuta. Iar acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec tu ești o persoană responsabilă și impetuoasă care se îndreaptă spre obiectivul său, în ciuda obstacolelor care îți stau în față, dar lenea periodică și pasivitatea care te urmărește, îți pot distruge toate planurile. Începând cu 5 februarie, când în Zodiacul chinezesc, guvernatorul anului devine amantul anului, tu trebuie să dezvolți un concept de acțiuni viitoare și să aderi la tacticile potrivite, pentru a nu pierde oportunitățile de deschidere a anului. Este necesar să acționezi și să nu aștepți ca fericirea însăși să-ți cadă în brațe. Stelele îți recomandă să-ți aduci aminte de hobby-urile uitate sau să găsești un nou hobby. Este necesar să cheltui întreaga te energie cu cumpătare, fără a te duce la epuizarea completă. Aduți aminte de faptul că toate problemele pot fi depășite, principalul lucru fiind acela de a te concentra și nu de a te panica. Astrele anunță multe evenimente uimitoare și neobișnuite. La începutul anului, multe dintre voi pot fi preocupate de carieră, de poziția socială și de autoritate. Responsabilitatea va crește, ambițiile vor crește și, în același timp, presiunea din partea altora va crește. Situațiile din jurul tău îți pot absorbi complet atenția motiv pentru care va fi dificil pentru tine să ai inițiativa și să acționezi așa cum vrei. Dacă la începutul lunii poți încă să alegi, atunci după 12 ianuarie, treburile neterminate și obligațiile neîndeplinite pot să-ți amintească de tine însăți. Iar tu va trebui să acționezi pe baza principiului acum ori niciodată. În acest moment, multe dintre voi se vor simți dispuse să facă mai multe lucruri ambițioase. Cu toate acestea, nu toată lumea va împărtăși încrederea ta, iar aceste lucruri îți poate afecta ego -ul. Privitor la sănătate, astrele te sfătuiesc, vizite regulate la sala de gimnastică, o dietă echilibrată și somnul complet te vor ajuta să câștigi forța pentru lovitura decisivă. Stelele te sfătuiesc să mănânci alimente bogate în calorii, dar sănătoase. Pe frontul personal pot avea loc ostilități active, rămâne doar alegerea celei mai potrivite victime și împungerea ei direct în inimă. Dacă îți stabilești un scop pentru a câștiga favorul cuiva, atunci nu te retrage de la acesta. Poți include toate farmecele tale, dar fără fanatism, altfel vei speria tot fanii tăi foarte repede. Tu ești prima care zâmbește persoanei care o placi. Începe o conversație, Invită-l la o întâlnire. Semnul de foc se distinge prin perseverență și, în combinație cu farmecul de necontestat, îți va permite să cucerești rapid orice cetate. Dar stelele nu recomandă să dai într-o pasiune arzătoare, altfel este posibil să distrugi relațiile care nu au fost încă construite. Astrele te avertizează, în cazul în care un bărbat din semn de foc este capabil să-ți trezească inspirația, atunci vor exista idei originale pentru dezvoltarea ulterioară. Mai întâi trebuie să creezi un sistem de valori în jurul acelei persoane. Pentru ca tu să fii norocoasă, trebuie să crezi în puterea și viitorul tău luminos. În plus, trebuie să înveți să-ți controlezi manifestarea emoțiilor negative. La urma urmei, cei apropiați nu sunt de vina pentru apariția dificultăților a doua jumătate a lunii va fi caracterizată de posibilitatea de a obține rezultate semnificative prin combinarea eforturilor cu o echipă, nici de cum de una singură. Orice întreprindere din această perioadă va necesita cheltuieli spărite, dar rezultatul va depăși așteptările. Poți cere ajutor, moral sau financiar, nu vei fi refuzată. În ziua lunii pline, care va avea loc pe 21 ianuarie, te poți odihni cu cei dragi dintr-o atmosferă confortabilă și relaxantă. Doar atât este permis și ar fi bine să ți notezi în alertele telefonului tău inteligent. Comunicarea cu oamenii ar trebui să fie amabilă și să încerci să nu ofensezi pe cei apropiați, în caz contrar frumusețile guvernate de Marte pot fi implicate în demonstrații nesfârșite va trebui să arăți fidelitatea interlocutorului fără a ține seama de rangul și poziția sa în societate. Stelele recomandă în temperamentului exploziv și să încerci să stai în locul adversarului. Dacă dorești să-ți îmbunătățești situația financiară, trebuie să înveți noi abilități și să le pui în practică. Talismanul lunii, cercei cu ametist, zile favorabile, 7, 13, 18. 23, 26 ianuarie, zile dificile. 3, 10, 17, 21, 25 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie, găsirea sursei energiei tale interioare, dezvoltarea de noi abilități. Taur, prin natura ta, ești foarte calmă dar nu știi cum să-ți controlezi emoțiile și ai tendința de a le arunca pe nări cât mai curând posibil. Este necesar să înveți autocontrolul, altfel în acest ritm îți vei speria toți prietenii și cunoștințele bune. Reține o regulă foarte importantă, poți și ar trebui să te bazezi exclusiv pe tine. În caz contrar riști să îți petreci întreaga lună așteptând timpul potrivit sau ajutorul altora. Natura ta practică dar explozivă, duce uneori la certuri, neînțelegeri cu alții. Avertizările venite de la Venus spun că ar trebui să ți moderezi ardoarea și să nu te lași atras în aventuri fără sens. Reține că dacă se întâmplă ceva, tu nu poți aștepta ajutor. Analizează acțiunile și rezultatele tale. Tu ai nevoie ca toate proiectele curente să fie finalizate până la data de 5 februarie. Într-adevăr, în această zi, Porcul galben va deveni patronul anului 2019. În zodiacul chinezesc, pe 5 februarie, câinele va preda domnia porcului, motiv pentru care este foarte important să finalizezi toate lucrurile început anul trecut și să te plimbi în nou an, în 2019, cu liniște. Pregătește-te din punct de vedere moral și psihic pentru faptul că începutul anului te va surprinde plăcut și te va impresiona cu răsturnările sale neașteptate. Nu te supăra imediat, pozitivul va fi mult mai multă decât negativul. Pentru ca anul să meargă fără probleme, trebuie să te confrunți cu intuiția și să și din piscina cu gânduri rele. Va fi ușor, pentru că ianuarie 2019 este plin de daruri și surprize plăcute. Pentru tine, ianuarie, în special prima jumătate a lunii, este o perioadă foarte dinamică, vei fi plină de putere și dorință de a transforma totul în jurul tău, începând cu o rearanjare în casă și continuând cu imagina ta sau reevaluarea valorilor tale interne, este timpul să te gândești la planurile viitoare și să-ți regândești viața. Ianuarie 2019 îți va da ocazia de a petrece vacanțe interesante și de a începe să lucrezi în mod mai puțin activ. Luna 9, care va avea loc pe 6 ianuarie, te va dedica începuturilor. Evită controversele în această zi, este o perioadă extrem de nefavorabilă pentru obținerea de împrumuturi, investiții, încheierea unor contracte importante. Astrele te sfătuiesc să ai încredere numai în informații verificate. Fi deosebită de suspicioasă cu oamenii necunoscuți, locația și zâmbetele lor se pot dovedi a fi ipocrite. În plus, atunci când alegi un partener de viață, stelele ți recomandă să te concentrezi mai mult asupra ceea ce spune inima, nu mintea. Astrele anunță o posibilă creștere rapidă pe scara carierei. O aventură de dragoste și un noroc incredibil. Principalul lucru este să nu mergi împotriva curentului și să fii conștientă de evenimente, altfel vei pierde ocazia. Încearcă să nu te supra-soliciți, altfel vei ajunge în spital. Pentru a aduce corpul și gândurile în ordine, astrele ți recomandă să faci dans oriental, yoga, meditație. Este timpul să scapi de obiceiurile proaste și să acorzi atenție sănătății. Este posibil să primești un premiu neașteptat, dar stelele recomandă cheltuirea banilor pentru îmbunătățirea locuinței. Ianuarie 2019 este lună potrivită pentru a călători în străinătate, pentru a studia, pentru a înțelege o cultură și un stil de viață străin. Pentru tine aceste lucruri poate deveni un fel de ghid spiritual sau puncte de referință. După 12 ianuarie, situația te va împovăra puțin, deoarece vor exista mai multe plângeri și nemulțumiri în relațiile cu rudele și, din punct de vedere financiar, pot exista pierderi sau înșelăciuni. Ziua de 21 ianuarie, la lună plină, îți va fi de ajutor să te moderezi, să te odihnești și să te relaxezi. Dacă este posibil, ia o zi liberă de la locul de muncă. Astrele îți recomandă ca în această zi să efectuezi proceduri cosmetice și de întreținerea corpului. Vizitează spa, salonul de masaj sauna. Va fi util să ai grijă de sănătatea ta. Dacă vrei să pierzi în greutate, ianuarie 2019 este cel mai bun moment pentru a merge la sala de gimnastică și pentru a începe o dietă. Talismanul lunii, scoica de mare, stil tropical. Zile favorabile 1, 9, 15, 24, 28 ianuarie Zile dificile 4, 6, 12, 21, 26 ianuarie Prioritatea intereselor în ianuarie Finanțe, noroc de bani, decizii de afaceri îndrăznețe, evoluția pe scara carierei. Gemeni, pentru tine, Ianuarie 2019 nu este o perioadă foarte favorabilă, deoarece, pentru o organizare atât minunată, energia Universului poate fi prea grea și opresivă. În această lună, poți fi influențată de oamenii buni, care îți vor spune ce să faci și să-ți da sfaturi. Reprezentantele acestui semn aerian zodiacal sunt personalități magice, sociabile și carismatice, sunt luminoase extraordinare, amuzante, în întotdeauna în lumina reflectoarelor. Este ușor de comunicat cu ele și este plăcut să fii prieten cu acești copii lui Mercur. Le place să comunice cu oamenii noi, sunt liderii născuți și prietenii adevărați care sunt întotdeauna gata să-i ajute pe ceilalți. Desigur că ai și o trăsătură caracteristică proastă, uneori ești foarte leneșă și... Astfel de momente le poți petrece pe canapeaua preferată și poți mânca dulciuri, în ianuarie îți poți permite încă o pasiune pasivă, dar februarie va fi nemilos pentru tine, cel puțin de la jumătatea lunii, este timpul să scapi de kilogramele în plus, să mergi la coafor și la cumpărături, tu nu ești obișnuită să planifici, de obicei acționezi la întâmplare și nu ești gata să te conformezi principiilor tale. Aceste lucruri nu înseamnă că ar trebui să pui greșelile la inimă. Dacă ceva nu merge bine, înseamnă că trebuie să continui să încerci până când vei reuși. Datorită experienței valoroase, poți să tragi concluzii și să încerci să-ți schimbi viitorul în bine. Stelele te sfătuiesc ca pe 6 ianuarie să nu iei decizii importante și să răți că această zi este, de asemenea, nefavorabilă pentru cumpărături. În zodiacul chinezesc, pe data de 5 februarie, câinele îi va ceda inelul puterii absolute porcului, care se va cocoța solemn pe tron și va contribui la atingerea succesului tău pe tot parcursul anului. Perioada de după 13 ianuarie poate fi deosebită de dificilă și atunci nu este de dorit să începi noi relații financiare, să participi la proiecte comune, să faci mari achiziții. În acest moment, Pot apărea și probleme cu autoritățile fiscale, amenzi, nevoia de rambursare a datorilor. Poți întâmpina dificultăți financiare cauzate de cheltuieli neplanificate sau de proceduri neplăcute cu partenerii. Mijlocul lunii poate aduce o mulțime de propuneri pentru a extinde domeniul de activitate. Pot exista contacte în regiuni îndepărtate sau vizite ale unor persoane importante din depărtare. Astrele îți recomandă ca în ianuarie să lucrezi neîncetat, astfel, vei pune bazele creșterii în cariera profesională. Desigur, după sărbătorile de anul nou, vei considera că este greu să te adaptezi la dispoziția de lucru, dar va trebui să depui eforturi, poate că va trebui să-ți ajustezi imaginea, îți va fi mai ușor să faci față problemelor dacă începi să te îmbunătățești și să-ți ajustezi percepția. Învață să cauți ceva bun în toate evenimentele, bucurându-te în fiecare zi. Dacă ai eșuat, trebuie să te oprești, să înveți o lecție din situație și să continui cu un zâmbet. Amintește-ți că eșecurile urmăresc leneșii. Deci, este timpul pentru acțiune. Numai că înainte de aceasta trebuie să examinezi cu atenție situația. Stelele prezic recunoașterea și admirația ta universală. Dar pentru asta este necesar să-ți închizi cura și să nu spui nimănui despre planurile tale, nu uita de odihnă, atunci forțele nu se vor repuiza. Luna plină, care se va întâmpla la 21 ianuarie, este de dorit să o petreci împreună cu familia și prietenii, emoțiile pozitive și comunicarea cu oamenii grași vor fi benefice pentru tine, cele singure, mai aproape de sfârșitul lunii pot începe o poveste de dragoste și nu se știe cum să încheie această relație. Ultimele zile ale lunii ianuarie te pot surprinde cu o aventură neobișnuită sau o cunoștință cu o persoană interesantă, extraordinară. Talismanul lunii, imaginea unui săgeți care zboară sau a arcului încordat, zile favorabile. 2, 7, 18, 23, 27 ianuarie. Zile dificile. 1. 14. 21 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie, atingerea obiectivului prețuit, aspirația spre succes, lupta împotriva concurenților. RAC. Natura ta sensibilă, cu o organizare mentală fină, este perfect acordată fluxului activ de lucru după sărbători. În zodiacul chinezesc, câinele este deja gata să-și elibereze poziția, dar nu se va întâmpla înainte de 5 februarie. În această zi porcul va lua solemn tronul și va începe cu mare entuziasm să-și îndeplinească îndatoririle de guvernator al anului. Imediat ce puterea va trece la porc, tu vei avea mult timp să finalizezi proiectele neterminate și să îi mulțumești câinelui pentru patronajul și bunătatea lui. După sărbători, Fiica lunii poți întâmpina dificultăți în a te adapta la dispoziția de lucru, însă trebuie să te implici rapid în afaceri, altfel vei pierde șansa oferită de soartă. Deși ești o persoană delicată și sensibilă, este neobișnuit să te lipești de doamna Lene. Desigur, în aceste două săptămâni de Crăciun și Anul Nou, te-ai relaxat, odihnit, iar acum nu știi cum să scapi de Lena care te depășește pe toate fronturile. Începutul noului an va fi marcat pentru tine prin reacții emoționale intensificate la tot ceea ce se întâmplă, care, ocazional, vor fi înlocuite de apatie. Sărbătorile se îndepărtează în amintiri, dar munca nu doarme, iar șeful va cere imposibilul de la tine. Atât de multe lucruri s-au acumulat, iar acum trebuie să-l suport și să încerci să le rezolvi. Munca ta grea nu poate fi decât invidiată tu ți-ai stabilit misiuni fezabile și cu pași lenți te spre obiectivul tău. Este posibil să numeri la sfârșitul lunii un profit solid sub forma unei creșteri a salariului sau a unui bonus. Prima jumătate a lunii ianuarie pentru multe dintre voi poate fi o perioadă destul de favorabilă și constructivă, când este posibilă rezolvarea problemelor dificile într-o relație cu partenerii, conducerea și, de asemenea, folosirea cu succes a influenței și autorității cuiva pentru propriile scopuri. Cu toate acestea, în acest moment, unele dintre perspectivele tale ar putea fi îndoielnice, iar unele planuri se pot prăbuși chiar înaintea ochilor. Prin urmare, în ianuarie nu ar trebui să începi proiecte noi, să îți asumi riscuri, ci mai degrabă să asculți sfatul unor oameni competenți. Pe 6 ianuarie 2019 va fi luna nouă. Dacă ai de gând să mergi la drum lung, planifică o călătorie pentru acea zi, acest lucru va contribui la rezolvarea tuturor problemelor și va întări comunicarea cu oamenii interesați. Pe frontul personal pot avea loc mari schimbări, iar inima ta se va dezgheța cu siguranță dacă ești încă în căutarea celei de-a doua jumătăți. Tu te întrebi întotdeauna dacă merită să începi o relație sau poți doar să discuți și să urmărești pe cineva de sex opus. Nu îți deschide inima imediat, este mai bine să aștepți puțin și să cunoști mai bine acea persoană. Pentru a fi fericită, trebuie să ai încredere în oameni. Chiar dacă la prima vedere ești înconjurată de cinism, există încă oameni sinceri și amabili. Norocul în dragoste va însoți reprezentantele curajoase și active ale elementului de apă. Puișorilor le este recomandat în ianuarie să meargă într-o călătorie, însoțită de cineva care să le o schimbare de peisaj care va renoi sentimentele și va întări căsnicia. O fiica lunii care a visat să devină mamă va fi în cele din urmă capabilă să rămână gravidă. În plus, la începutul anului este de așteptat să semneze documente legate de vânzarea de bunuri imobiliare sau de o moștenire. Stelele îți recomandă în ianuarie să accepți evenimentele fără un murmur. Adună-te! Acum nu este momentul să afișezi emoții, în caz contrar poți aluneca în depresie. La urma urmei, trebuie să lucrezi foarte mult și majoritatea problemelor nu vor putea fi amânate. Este necesar să te remontezi psihic să te adaptezi la nou, dar și să scapi de molozi. Fii atentă, chiar și o mică greșeală făcută acum poate duce la consecințe grave în viitor. Ai toate șansele să fii sârguincioasă, performantă și perseverentă. Înainte de a stabili un obiectiv pentru acest an, analizează bine dacă îl poți realiza. Poate că planul conceput nu va fi realizat în curând, dar mai devreme sau mai târziu, vei reuși. Astrele predispun la stabilitate financiară. Este posibil, încă de la începutul anului, să primești un premiu extraordinar, sau să ți se oferă o poziție mai prestigioasă. În a doua jumătate a lunii, situația va deveni mai complicată și relațiile cu partenerii ar putea fi în pericol. Conflictul și neînțelegerile pot distruge relațiile create anterior și pot pune în pericol poziția ta este posibil să trebuiască să reziști unei forțe destul de mari. Pe 21 ianuarie va fi lună plină, de aceea poți simți o defecțiune în interiorul tău și este mai bine să stai acasă în această zi și să petreci timp vizionând emisiunile TV preferate. Ultima săptămână a lunii poate aduce o situație destul de tensionată în viața ta și este bine să fii pregătită pentru pierderi neașteptate. Acest lucru este valabil mai ales în zilele de 23 și 27 ianuarie. Pe 28 ianuarie se poate să apară o oportunitate de odihnă și te poți aștepta la momente plăcute în viața personală. Talismanul lunii este un medalion de carnol. Zile favorabile 5, 9, 15, 20, 26, 28 ianuarie. Zile dificile 4, 10, 21, 23, 27 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie, extinderea sferei de influență. Leu, unul dintre cele mai strălucitoare și imprevizibile semne ale zodiacului. Prin natura ta, ești foarte mândră, prea încrezătoare în sine, ceea ce face dificilă stabilirea contactelor cu oamenii. Amintește-ți o regulă importantă, nu întotdeauna ambiție este bună, uneori este dificil să vezi esența a tot ceea ce se întâmplă, tu atragi atenția asupra persoanei tale cu consistență vizibilă, ești o persoană carismatică, încrezătoare și veselă, dacă ți-ai stabilit un obiectiv, atunci trebuie să-l atingi cu orice preț, chiar poți trece peste el, cu toate acestea, nu știm totdeauna cum să-ți înfrângi emoțiile și poți face acțiuni impulsive. Desigur, atunci când asta vine după o anumită realizare, cum ai putea face altfel? Dar cine a spus că cea născută sub acest semn al zodiacului își recunoaște vinovăția sau greșeala? Este necesar să înveți, să răspunzi mai calm la tot ceea ce se întâmplă în jur, altfel riști să te neci în gândurile tale și, cel mai adesea, în situații contradictorii și controversate. Tu ești o personalitate luminoasă, atragi pe alții nu numai cu aspectul tău, ci și cu carisma, stima de sine. Îți place să domini. Rar ori, când spui că te înșeli, consideri deja o afirmație rușinoasă. Astrele avertizează, îți place să-ți asumi riscuri nerezonabile. Ai grijă, apelează la stele, în caz contrar, Nepăsarea poate duce la probleme, ianuarie pentru multe dintre voi va fi o perioadă dificilă și ocupată, un număr mare de probleme și obligații te ar putea afecta, și este puțin probabil să fie abandonate, deoarece nu vor fi în joc numai reputația, ci și banii pe. În această perioadă, succesul va depinde de rezultatele activităților tale și de oportunitatea de a avansa în carieră de a atrage sprijinul oamenilor influenți. Totuși, nu ar trebui să-ți exagereze importanța și să-ți manifeste mândria, altfel riști să strici impresia. Ianuarie va duce noi perspective de care cu siguranță ar trebui să profiți. La locul de muncă și în viața personală, pasiunile vor începe să se înfurie, să te captiveze, să te încerce cu bârfe. În ianuarie, stelele te sfătuiesc să nu împrumuți bani cuiva, în caz contrar, riști să aștepți tot anul să se întoarcă. Luna aceasta poate fi plină de propuneri interesante, iar aceste lucruri nu se aplică doar sferei profesionale, dar și sferei iubirii. Dar pentru a reuși, nu trebuie să fii supărată și să distrugi pe cei care lansează zvonurile. Trebuie să menții relațiile cu ceilalți și să depui eforturi pentru a evita conflictele care apar. În primele două săptămâni după anul nou, este posibil să primești o ofertă să participi la un proiect care va aduce un mare profit în viitor. Chiar dacă intenționezi să-ți începi afacerea proprie, nu refuza oferta. Soarele pe astrogramata spune că vei găsi un companion de încredere, chiar dacă va trebui să te grăbești. Atmosfera din echipa de lucru va fi prietenoasă și confortabilă. Și când mâinile încep să cadă de obosală, astrele te sfătuiesc să-ți aduni puterile și să-ți reamintești că, răbdarea și munca aduc binele. Pe 6 ianuarie, în ziua cu lună nouă nu ar trebui să planifici evenimente importante și întâlniri, această zi este nefavorabilă pentru investiții financiare. Ar trebui să amâni decizii importante, să nu pleci în călătorii. Perioada de după 12 ianuarie poate fi mai intensă și mai controversată. Iar transformările în curs de desfășurare la locul de muncă pot agrava relațiile cu partenerii, pot da naștere unor încercări serioase și pot submina statutul și autoritatea ta. În timpul lunii pline din 21 ianuarie nu ți se recomandă să iei împrumuturi sau să împrumuți bani cuiva. În primul caz, va fi extrem de dificil să închizi ipoteca, în al doilea caz îți poți lua la revedere de la finanțele tale petrece această zi în cercul de prieteni apropiați, aranjează o cină de familie, relaxează-te. Stelele te sfătuiesc să acorzi atenție bunăstării tale. Dormi cel puțin 8 ore pe zi. Mănâncă în mod regulat, evită gustările și fast food. La primele probleme cu sistemul digestiv, vizitează un medic. Talismanul lunii, un vas cu nisip colorat. Zile favorabile. 3, 7, 13, 18, 23, 30 ianuarie, zile dificile. 4, 12, 21, 27 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie, bugetul familiei, venituri, economii. Fecioara. Pentru tine, ianuarie este o perioadă de creștere personală, planuri ambițioase punerea în aplicarea ideilor creative. Te vei putea dedica pe deplin lucrărilor tale, poți fi inspirată de idei noi și pentru tine nu va fi nimic imposibil. În acest sens, prima jumătate a lunii poate fi destul de reușită. Tu tinzi să te abții de la probleme și să te încarci în mod constant cu emoții și gânduri inutile. Ianuarie îți va da o creștere incredibilă a energiei pe care poți dori să o trimiți într-o nouă direcție. Dar este important să decizi în prealabil unde. După sărbători, probabil că dorești să obții rapid un loc de muncă, să faci un nou proiect și să completezi stocul de finanțe care a fost cheltuit în timpul sărbătorilor de iarnă. Stelele te sfătuiesc să-ți extinzi treptat granițele, să te hrănești cu hobby-uri, descoperă orizonturi a căror existență nu a ghicit o niciodată. Începutul anului va fi bun pentru tine dar numai cu condiția să te concentrezi asupra obiectivului tău și să mergi la el în fiecare zi. Adesea, tind să-ți arăți temperamentul în fața întregii lumi, dar aceste lucruri nu este întotdeauna potrivit, ar trebui să lucrezi cu tine însăți. Trebuie să fii mult mai flexibilă și mai maleabilă și să încerci să urmezi propriile tale cuvinte. La prima vedere, o frază complet inofensivă pentru tine poate să rănească pe cel iubit foarte dureros. Stelele promit că îți vor materializa gândurile bune. Prin urmare, în ianuarie merită să te concentrezi asupra pozitivului. Apoi dificultățile vor trece neobservate, situația financiară va fi normalizată, viața va fi mai bună. Vei simți un val de putere și inspirație. Un hobby interesant te poate prinde iar acesta poate spori semnificativ nivelul tău de educație, va arăta noi fațete ale talentului tău și te va ajuta la creșterea spiritului. Poate că nici nu bănuiești ca astfel de abilități. Grăbește-te pentru a-ți demonstra abilitățile altora. Ianuarie este o lună bună pentru tine, dacă poți să-ți stabilești corect un scop și să te îndrepți în mod constant spre el. Pentru a nu strica triumful în ultimul moment, Stelele te sfătuiesc să lucrezi la trăsăturile tale de caracter, fii condescendentă în fața interlocutorilor, caută un compromis, gândește înainte de a caracteriza pe alții și acțiunile lor, deoarece îți exprimi opinia adesea într-o formă ascuțită, și uneori cuvântul greșit poate atinge o persoană. În același timp, stelele te sfătuiesc să încetezi să mai fie interesată de dificultățile altora, deoarece îți sunt suficient ale tale. Iar dacă nu acorzi atenția cuvenită muncii sau vieții personale, atunci necazurile tale pot merge într-un flux dens. Pe 6 ianuarie, în ziua lunii noi, nu trebuie să planifici investiții financiare și cheltuieli. Această zi este nefavorabilă pentru luarea deciziilor și este mai bine să o petreci acasă împreună cu familia. O soluție la problemele curente este mai bine să o amâni. După 12 ianuarie, poate începe o serie de dezbateri cu colegii și prietenii. Afirmațiile și gesturile pot afecta cooperarea fructuoasă, comunicarea informală ușoară. În plus, banii, interesele de proprietate pot interveni în relații, iar tu va trebui să ți reconsideri mult opiniile și prioritățile tale. După 17 ianuarie te vei simți liberă să lucrezi, poți începe să implementezi proiecte și idei noi. În acest moment nu va fi inutilă o excursie la cumpărături, ai grijă de imaginea ta, achizițiile noi vor contribui la progresul tău continuu pe tot parcursul anului. Astrele te sfătuiesc în ziua de 21 ianuarie să fii atentă cu documentația financiară și să tragi concluziile corespunzătoare analizează cheltuielile pentru a reduce costurile. Astfel, vei fi capabilă să stabilizezi situația financiară. Trebuie avut în vedere că pe 5 februarie, în Zodiacul chinezesc, porcul va deveni sfântul patron al anului, animalul dezaprobă risipa, iar pe cei obișnuiți să risipească bani, este gata să-i stranguleze pentru fiecare bănuț. De asemenea, este pregătit să se pronunțe cu toată dreptatea și încrederea în favoarea reprezentantelor acestui semn zodiacal. Spre sfârșitul lunii, poți fi destul de norocoasă pentru a începe o aventură cu o persoană care va deveni cea mai apropiată. Poate că aceasta este într-adevăr a doua jumătate a ta, iar în curând fiicele lui Mercur vor sărbători nunta. Talismanul lunii, un inel sau o brățară de argint, fără pietre. Zile favorabile: 5, 6, 10, 15, 19, 30 ianuarie. Zile dificile: 1, 8, 16, 21, 27 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie: dragoste, relații maritale, atmosferă familială. Balanța afli într-unul dintre semnele cele mai echilibrate ale zodiacului, care caută armonie și echilibru. Doar că o analiză aprofundată nu este întotdeauna benefică. De obicei, oamenii născuți sub acest semn al zodiacului își creează multe probleme pentru ei înșiși. Totul începe cu incertitudine și o reflecție detaliată a unei decizii. Uneori acest proces poate merge chiar până la fanatism. Trebuie să înveți să renunți la îngrijorări și îți va fi mai ușor să te referi la tot. Începutul anului pentru tine poate fi destul de favorabil, în special pentru punerea în aplicarea planurilor personale, pentru evenimentele familiale și îmbunătățirea casei. Poți avea mijlocele și dorința de a cumpăra lucruri scumpe, de a-ți decora casa, de a o face mai sigură și, de asemenea, să ai grijă de părinții tăi. Deși ai tendința de echilibru și de stabilitate, nu toate dintre voi pot fi numite reprezentante calme și măsurate ale acestui semn. Unele dintre voi se pierde de multe ori când îndoieli, nu știu ce opțiune să aleagă. Pe 5 februarie, în zodiacul chinezesc, puterea trece la porc. Animalul va trata natura ta schimbătoare cu înțelegere va sprijini angajamentele tale și te va ajuta la rezolvarea dificultăților create. Principalul lucru este că fetele lui Venus trebuie să iasă dintr-o analiză nesfârșită a situației, altfel vor exista surprize mai puțin plăcute. Ianuarie 2019 este un moment minunat pentru a transforma pagina vieții tale și a privi tot ce se întâmplă într-un mod nou nu te arătă oamenilor excesiv de capricioasă și vorbește despre probleme și experiențe. Împărtășește cea mai intimă nevoie doar cu cei dragi. Tu zbori adesea nori, ai o natură creativă și închisă, ești caracterizată printr-o anumită înstrăinare de viața de zi cu zi. Stelele ți vor așterne o înțelegere reciprocă cu cei dragi, iar dacă ai pierdut un vechi prieten cu care nu te-ai mai văzut sau nu ai vorbit multă timp, ar trebui să-l sun cu siguranță și să vorbiți, astrele te sfătuiesc să nu te opui schimbării și să ai o viziune filozofică a evenimentelor, dacă oprești gemetele și vărsarea de la crimi, agățându-te de vechi ca o fată obraznică, atunci în ianuarie vei primi un premiu, când începe să te învingă plictisala, stelele ți recomandă să dedici timpul liber creativității, întâlnirilor cu oameni interesanți, plimbărilor. Caracterul fetelor lui Venus este vesel și sociabil, dar uneori, fără niciun motiv aparent, te retragi din tine însăți și cauți singurătate. Tu ai o bună intuiție și, într-o situație dificilă, te poți baza cu siguranță pe sfatul vocii tale interioare, și asta mai ales când vine vorba de comunicarea cu superiorii, colegii sau cu o nouă întâlnire. Trebuie să ai măsuri pentru a evita problemele financiare prevestite în ianuarie 2019. Stelele recomandă rezolvarea tuturor problemelor în mod independent, și dacă trebuie să cauți tovară și să începi o afacere, încearcă să nu fie dintre prieteni, ci personalități pentru tine. Pe 6 ianuarie, în ziua lunii noi, s-ar putea să te simți depresivă emoțional este o perioadă nefavorabilă pentru luarea oricărei decizii. Pe frontul personal, se așteaptă o adevărată confruntare, numită triunghi al dragostei. Mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să alegi și să decizi cu cine să construiești relații suplimentare. În această zi, oamenii pot fi prea tensionați, iar tu poți intra cu ușurință într-o povestere. Pentru viața personală, Ianuarie nu este cea mai bună perioadă, poți avea un rival, pot începe atacurile de gelozie, despărțirea de unii dintre cei dragi este posibilă, dar dacă te pregătești pentru această evoluție a situației, stelele te vor ajuta la eliminarea conflictului cu cel ales, principalul lucru nu este să renunți, ci să oprești deplasarea către cel mai rău lucru, atunci totul va fi rezolvat cu cele mai puține consecințe. Dar după 12 ianuarie, evenimente neașteptate pot face ajustări afacerilor și relațiilor. Reacțiile și acțiunile greșite, în special din partea partenerilor, pot schimba totul în același timp și în mod dramatic, pot perturba armonia în jurul tău și a celor dragi. Datorită unei relații distruse sau a unei boli instalate, unele afaceri și responsabilități pot deveni o povară grea. În aceste cazuri va trebui să înghețe anumite proiecte sau să inversezi complet proiectul original. În a doua jumătate a lunii, și mai ales după 19 ianuarie, toate abilitățile tale creative vor necesita o implementare viguroasă, depunând de toate eforturile pentru o viață mai interesantă și mai bogată. Pe 21 ianuarie, de ziua lunii pline, nu ar trebui să investești bani în dezvoltarea propriei afaceri? este o zi nereușită pentru investiții financiare. Evită să iei împrumuturi, să dai bani cu împrumut, să semnezi contracte, angajamente. La sfârșitul lunii ianuarie, poți intra într-un joc riscant sau simple aventuri, cu șanse egale de a câștiga și de a pierde. Talismanul lunii, un filtru de ceai, accesorii pentru o ceremonie de ceai, zile favorabile, 7, 13, 18, 30 ianuarie, zile dificile. 3, 10, 21, 24 ianuarie, prioritatea intereselor în ianuarie, familia, gospodăria, aranjamentul locuinței. Scorpion, tu aparți unuia dintre cele mai controversate semne ale zodiacului, persoană sinceră, amabilă și loială te poți transforma instantaneu într-o personalitate crudă și nemiloasă. S-a întâmplat astfel ca reprezentantele acestui semn zodiacal să fie foarte categorice. Maximalistă tipică, prefer totul sau nimic. Un astfel de comportament aduce adesea probleme, dar, în ciuda acestui fapt, încerci să ți menții optimismul chiar și în ultima luptă cu circunstanțele. Ești o persoană versatilă extraordinară, este de așteptat să nu fii infinită de credincioasă în soțitorului său, dar, stelele te avertizează fică lui Pluto care ești atentă, blândă și de ajutor, că în ianuarie te poți transforma într-un singur moment într-o persoană crudă și răzbunătoare, dacă planurile tale sunt distruse. Tu ești o personalitate optimistă, mereu în liniștită, mereu în căutarea ceva nou. În ianuarie 2019 nu este timp de pierdut, pentru că sunt multe lucruri interesante în jur. Ca fiica lui Pluto te vei bucura atunci când adrenalina va năvăli în sânge și îți vei asuma cu plăcere riscul, iar aceste lucruri duce rare ori la probleme, pentru că tu ești o persoană educată, faci cu ușurință alegerea potrivită. Din punctul altora de vedere se pare că totul este întotdeauna ușor pentru tine. Dar este mult mai ușor să stai, să nu faci nimic și să invidiezi succesele altora, ceea ce tu nu poți face. Mai întâi de toate, tu te provoci pe tine însăți și numai atunci cauți să dovedești ceva cuiva. Datorită naturii tale complexe, ai puțini prieteni, dar ei sunt cei mai sinceri și amabili, pur și simplu sinceritatea întotdeauna vine pe primul loc. Stelele te sfătuiesc în ianuarie, să atragi mai puțină atenție petrece timpul cu treburile casnice, familia. Dar cum rămâne cu necazurile? Se întâmplă la tot și se întâmplă în totdeauna la momentul nepotrivit. Principalul lucru, dacă acționezi imediat, vei rezolva cu ușurință problemele. Pe 5 februarie, în zodiacul chinezesc, câinele va preda domnia porcului, astfel încât tu trebuie să finalizezi toate lucrările începute cât mai curând posibil. Astrele te sfătuiesc cu tărie să te pregătești pentru întâlnirea cu porcul, care va fi patronul anului din 5 februarie, să finalizezi toate treburile neterminate. În ziua cu lună nouă, care va avea loc la 6 ianuarie, este de dorit să eviți călătoriile și adoptarea unei decizii importante. Ziua este nefavorabilă pentru orice mișcare în oraș. Prima decada a lunii este o perioadă mai calmă și mai favorabilă decât perioada de după 12 ianuarie. Acesta este momentul potrivit pentru a te întâlni cu rudele, pentru a stabili noi relații de afaceri, pentru a te familiariza cu noile cunoștințe și a face cereri oamenilor influenți și competenți. Pe parcursul primei jumătăți a lunii vor fi să apară multe responsabilități, ceea ce ar putea duce la o defecțiune nervoasă, dar, depășind această perioadă dificilă, până la jumătatea lunii ianuarie vei simți încrederea în sine și vei putea vedea primele rezultate pozitive. Evenimente importante vor avea loc în cercul familiei, nu uita că este principala forță motrice a muncii tale dacă câștiga bani, alianța sub formă unei familii va fi foarte importantă pentru tine pe tot parcursul anului 2019 nu ar trebui să uiți să-ți ajuți părinții, sub formă de suport material și atitudine simplă, atentă și grijulie. După 12 ianuarie, multe probleme ascunse anterior pot apărea la suprafață și pot necesita costuri financiare suplimentare. În plus, conflictele și așteptările tale nejustificate pot provoca o fisură în anumite privințe. În acest moment, Va trebui să muncești din greu și să-ți îndeplinești obligațiile pentru a-ți reface rezervele financiare. Pe 21 ianuarie, pe lună plină, este posibil să simți slăbiciune și oboseală severă, dar acesta este doar un fenomen temporar. Va fi suficient să te relaxezi acasă, să-ți refaci puterea și a doua zi te vei simți mult mai bine. Ultima săptămână din ianuarie poate aduce schimbări în modul obișnuit de viață personală, cheltuielile și călătorile vor fi mai multe decât de obicei. Pregătește-te pentru aceste schimbări, gândește-te în avans cu privire la cele mai importante achiziții pentru familie. Pe 28 ianuarie, viața de familie se poate îmbunătăți considerabil. Relațiile cu oamenii apropiați și întâlnirile cu prieteniți vor încălzi sufletul. Spre sfârșitul lunii, poți primi o vacanță pe meleaguri îndepărtate sau o poziție de prestigiu într-o companie. Ar trebui să fii de acord fără ezitare. Aceasta poate fi șansa ta de a sări câțiva pași deodată pe scara carierei. Pentru a ți menține bunăstarea, astrele ți recomand începerea unui sport. Înscrierea la yoga și începerea unui tratament de ridicare a imunității. Talismanul lunii, o oglindă, mică de poșetă. Zile favorabile: 2, 11, 15, 20, 31 ianuarie. Zile dificile: 4, 6, 14, 21, 28 ianuarie. Prioritatea intereselor: copii, relații cu rudele probleme de educație. Săgetător, ești o persoană strălucitoare, extraordinară, misterioasă, deschisă spre comunicare și experiențe noi, îți găsești prieteni peste tot și devii repede lider în orice companie. Cu toate acestea, ești temperamentală, ca urmare, la momentul nepotrivit, scoți cuvântul ascuțit, cu care poți distruge ceea ce ai adunat cu sârguință. Tu ai putea fi tăcută, dar temperamentul aprins te împinge să acționezi cu toată forța. Nu pot decât să mă întreb dacă centaurul de compania lui Jupiter reușește cel puțin uneori să-și țină emoțiile sub control. Tu ești obișnuită să iluminezi calea vieții cu focul tău interior. Ești foarte sociabilă, sinceră, o lume ideală construită de tine cărămidă cu cărămidă poate fi distrusă prin neglijență cu un singur cuvânt chiar în momentul în care ar trebui să păstrezi tăcerea. Trăiești cu impulsuri și emoții care ți acoperă literalmente capul. Nu toată lumea se poate confrunta cu o astfel de avalanșă, dar reușești cumva să o faci. Pentru multe dintre voi, ianuarie este o perioadă de consolidare a poziției financiare, căutând de noi surse de venit. Ambițiile tale sporite vor avea ca scop găsirea de noi domenii pentru aplicarea talentelor tale și pentru aceasta vei fi dispusă să-ți asumi riscuri și să încerci ceva necunoscut. Tu ești o persoană atentă, observi lucruri mici și distingi foarte ușor cele mai importante nuanțe. Stelele te avertizează că vine o perioadă dificilă, dar tu vei putea face față în mod adecvat dificultăților și vei câștiga. Odată cu apariția noului an, ar trebui să-ți moderezi generozitatea. Poți deveni inutil de risipitoare și poți uita de economiile rezonabile. În Zodiacul chinezesc, porcul este gata să primească salutul gărzii de onoare, dar acest lucru se va întâmpla abia la 5 februarie, când câinele îi va preda tronul. Între timp, trebuie să fii mulțumită de ceea ce ai. Dar tu nu te vei grăbi să te muți mental și psihologic de la sărbători. În prima săptămână a lunii, poți intra într-o situație extrem de tensionată. Călătorile vor necesita eforturi considerabile, lupta de idei și depășirea multor obstacole sunt posibile. Va trebui să mergi înainte, arătând toată hotărârea ta, așa cum este evidențiată de aspectul lui Pluto și a lui Marte pe astrograma ta. În perioada până la 13 ianuarie, probabilitatea accidentelor și a fracturilor va crește, trebuie să umbli cu atenție, o îngrijire specială pe șosea în timpul șofatului este necesară, și totuși, în același timp vor fi evenimente plăcute, așa cum arată contactul dintre Jupiter și Venus în perioada între 6 și 12 ianuarie, acestea promit întâlniri și cunoștințe romantice de neuitat. Începutul lunii ianuarie va duce pacea ritmului vieții, îți va fi mai ușor ca oricând să ai decizii importante. Pe 6 ianuarie merită să cheltui în companie unor oameni apropiați de tine, să te relaxezi puțin și să-ți împărtășești gândurile. Dar acum, în noul an ar trebui să începi să lupți împotriva dependenței tale, generozitate excesivă, ai devenit prea risipitoare și neeconomică în multe chestiuni. Gândește-te la asta, perioada până la 12 ianuarie se poate dovedi a fi mai reușită, deoarece în a doua jumătate a lunii te poți confrunta cu pierderi monetare, datorile vechi, amenziile sau impozitele neplătite își pot aminti de tine, investițiile nereușite pot aduce, de asemenea, la pierderi și dezamăgiri, în acest moment. Trebuie să fii foarte atentă și să nu ai încredere în sfatul altcuiva sau în informații neconfirmate și, de asemenea, să nu intri în afaceri ilegale și tranzacții dubioase. Pe 21 ianuarie, pe lună plină, nu trebuie să-ți refuzi plăcerea, să petreci în oraș sau pur și simplu să mergi undeva cu prietenii, o stare proastă se va evapora foarte repede, tu însă știi foarte bine acest lucru. Deci ar trebui să încerci cu siguranță această rețetă pentru tine. La lună plină, care se va întâmpla la 21 ianuarie 2019, dedică o zi de odihnă bună, o petrecere cu prieteni, du-te la cinema, aceasta te va înveseli, iar viața va străluci în culori vii. Prin natura ta activă, ești obișnuită să tratezi viața cu umor, poți fi în liniștită și poți avea interese aparent incompatibile. Întrebarea este, de ce atunci când reușești să obții totul îi chinui chiar pe patronii cerești? În ultima săptămână a lunii ianuarie, situația va favoriza activitatea creativă și intelectuală. Talismanul lunii, imaginea casei, o casă de jucărie. Zile favorabile. 4, 7, 13, 18, 28 ianuarie. Zile dificile. 1, 7, 15, 31 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie, relațiile cu părinții, rudele mai în vârstă, organizarea sărbătorilor de familie. Capricorn, te-ai relaxat puțin în timpul sărbătorilor și acum nu te vei putea regăsi în munca fructuoasă. Ianuarie 2019 pentru tine va fi primul pas spre depășirea lenei și găsirea motivației. Dacă nu-ți vei aduna gândurile chiar acum și nu-ți vei stabili în mod corect prioritățile, greu vei putea face aceste lucruri în februarie sau în altă lună. Timpul zboară foarte repede, nu vei avea timp să privești înapoi, deoarece în zodiacul chinezesc, câinele va preda puterea absolută pe 5 februarie porcului și va deveni simbolul anului. Amintește-ți un adevăr foarte important, nimic nu se întâmplă exact așa cum vrei tu și este puțin probabil ca o bogăție și un succes ne mai văzut să-ți cadă pe cap atunci când te culci pe canapea și visezi despre asta. Cel mai important lucru este să începi, vor exista întotdeauna greșeli și probleme. Tu ești renumită pentru performanța ta, iar dacă îți vei aduna gândurile, vei fi cu siguranță capabilă să atingi ceea ce dorești. Dacă în anul acesta te aștepți să reușești, Trebuie să reții, nimic nu este dat ca un dar. Nu aștepta momentul potrivit, erorile și omisiunile pot fi corectate. Tu ești diferită de alte semne ale zodiacului prin diligență, și dacă îți pui un scop și îl iei în serios, atunci nimic nu te poate opri. Pentru tine, ianuarie este perioada de manifestare a individualității, a talentelor, a abilităților organizaționale și a sinelui creativ. Vei fi plină de putere pentru a arăta partea ta cea mai bună. Cu toate acestea, lipsa de optimism, flexibilitate și deschidere te poate împiedica să ți descoperi marele potențial. Prudența excesivă și frica te pot împiedica să acționezi spontan. Atâta timp cât cântărești și calculezi totul, prietenii și colegii mai agitați și mai întreprinzători își pot aduce inițiativele mai departe. Începutul lunii va putea fi cu puțină tensiune, o mulțime de forță și energie va trebui să fie dirijată în rezolvarea problemelor broște și în special în viața de familie. Posibile boli la tine sau la cineva apropiată de tine te vor face să uiți de vacanță. Pe 6 ianuarie, în ziua lunii noi, nu merită să investești, să nu mai vorbim de împrumuturi, o zi nefavorabilă pentru luarea deciziilor importante. Încearcă să nu-ți transferi munca nimănui și chiar mai mult, să nu-ți fie frică de responsabilitate. Stelele te sfătuiesc să faci orice afacere cu entuziasm, iar rezultatele nu vor fi așteptate mult timp. Vei avea o mare oportunitate de a te exprima, fără a aștepta un moment perfect. Din 7 ianuarie, vei simți că norocul se îndreaptă în direcția ta iar a doua săptămână a acestei luni va compensa toate daunele morale din săptămâna precedentă. Ar trebui să fii mai activă decât de obicei, să petreci timp în companie unei varietăți de oameni. Finanțele în acest moment pot fi oarecum reduse, dar ține minte că principalele cheltuieli ar trebui să fie dedicate celor dragi. Începând cu data de 19 a acestei luni, vor exista noi sarcini și scopuri la care vei dedica cea mai mare parte a timpului tău, dezacordurile la muncă se vor fi terminat. Pe 21 ianuarie, cu lună plină, în această zi nu planifica nimic important, riști să fii dezamăgită. Pe parcursul celei de-a doua jumătăți a lunii ianuarie, trebuie să gestionezi cu atenție banii, atât personal cât și a altora, în acest moment nu merită să faci credite. În ciuda faptului că poți avea încredere totală într-o persoană sau alta, încearcă să eviți prezența ta la evenimente importante și întâlniri în zilele de 22, 23 și 30 ianuarie. Pe frontul personal, totul se îmbunătățește și chiar sezonul rece nu reprezintă o piedică pentru manifestarea sentimentelor calde, delicate și afectuoase. Talismanul lunii, un bilet pentru orice mijloc de transport, Cumpărat într-o zi bună, zile favorabile 2, 7, 15, 20, 28 ianuarie, zile dificile 3, 6, 11, 18, 21, 22, 23, 30 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie: comunicarea, știrile, informațiile din ziare, televiziune. Internet Vărsător, ești o persoană deschisă și carismatică. Tu vrei să fii mereu prima. Îți place să faci o mulțime de lucruri dintr-o dată și dacă se poate cu mâinile al cuiva. Dar problema este că rară ori îți termin cu adevărat slujba. Entuziasmul tău dă peste margini, ai temperament și hotărâre. Dacă energie este trimisă în direcția corectă, atunci foarte curând vei obține rezultate fantastice. Stelele îți recomandă ca în noul să nu te relaxezi și să te miști cu încredere în direcția obiectivului. Dar nu te grăbi să ai decizii rapide, în acest caz există un risc ridicat de eroare. Dacă ai îndoieli, poți să te consulți cu prietenii apropiați, poți fi promovat în curând, iar aceste lucruri ar trebui să funcționeze bine în ianuarie. Dacă ceva devine dificil, apelează la sprijin din partea celor care știu deja că tu meriți să fii ajutată. Pe 5 februarie, în zodiacul chinezesc, se va produce un eveniment festiv, câinele se va retrage și porcul va veni la putere. Și înainte de asta, vei avea o lună întreagă pentru a pune lucrurile în ordine. Deși sărbătorile de anul nou vor dura două săptămâni, ta de spirit în ianuarie 2019 va fi tristă, nu aștepta să te viziteze depresia, începe să cauți bucurie în lucrurile mici și să-ți pictezi zilele cu culori luminoase. Ianuarie poate fi o perioadă destul de dificilă, și multe dintre voi pot experimenta o crize de hipocondrie, nemulțumire cu ele însele și față de cei apropiați, de aceea, este posibil să prefer singurătatea, decât companiile distractive și zgomotoase. Cu toate acestea, în prima jumătate a lunii vei fi capabilă să obții bani din afacerile și proiectele anterioare. În același timp, un bun simț financiar te va ajuta să alegi oamenii potrivit și proiectele profitabile, precum și să folosești corect și profitabil conexiunile și poziția ta. Ianuarie 2019 promite să-ți dea cunoștințe cu noi oameni și unii dintre ei te vor ajuta în viitor să urci în carieră. Ar trebui să înțelegi secretele gestionării timpului, tehnologiei, permițândă distribuția rațională a timpului. Ești în mod constant distrasă și probabil că din acest motiv nu poți să te concentrezi pe obiective și numai motivația potrivită te va ajuta. Cu siguranță ești deja încântată de această idee și trebuie să începi să lucrezi activ asupra ta. Numai prin auto îmbunătățirea zilnică poți descoperi talente noi în tine, a căror existență nu le-ai cunoscut înainte. Începutul lunii ianuarie va avea loc într-o atmosferă relaxată, care îți va permite să te recuperezi, să te odihnești de agitație și să obții claritate în relațiile cu sexul opus. Pe 6 ianuarie, este recomandat să rămâi acasă, călătoriile lungi sunt contraindicate. În această zi nu planifica chestiuni importante, ar fi mai bine să dedici această zi comunicării cu familia și prietenii. A doua săptămână a lunii îți va oferi ocazia unor noi ceea ce va ridica relațiile tale la un nivel complet nou de înțelegere. Până la data de 12 ianuarie, vei putea să te bucuri pe deplin de viață. Dar după 12 ianuarie, situația se va schimba în mod dramatic, ceea ce, mai presus de toate, ar putea afecta sănătatea și starea de spirit, te poți aștepta la probleme, pierderi, care vor fi percepute de tine ca foarte dureroase. Cu toate acestea, prietenii și rudele, în acest moment, îți pot oferi sprijinul necesar și te pot proteja de decizii greșite. Din a doua jumătate a lunii ianuarie, este probabil să te confrunți cu un declin fizic și psihologic. De data aceasta, perioada este nefavorabilă pentru încheierea de contracte și tranzacții cu bunuri imobiliare. În general, ianuarie este favorabilă pentru relațiile de dragoste, în afară de prima a sa săptămână, când unele reprezentante ale acestui semn sunt susceptibile să rupă relațiile de lungă durată. Pe 21 ianuarie, pot simți epuizare, oboseală și apatie, însă acesta este doar un fenomen temporar, nu intra în panică și nu fugi la medic. Talismanul lunii, o bucată de pânză moale de culoare albastră. Zile favorabile. 8, 9, 18, 29 ianuarie. Zile dificile. 6, 12, 19, 21 ianuarie. Prioritatea intereselor. Design interior, confort în casă, studierea legilor fânșului. Pești, unul dintre semnele cele mai misterioase ale zodiacului, care se pot simți organic atât pe pământ, cât și în apă, ești sociabilă, sinceră și amabilă, găsești foarte repede un limbaj comun chiar și cu străini, cu o astfel de persoană care îți inspiră încredere oricine vrea să vorbească și să-și spună toate secretele sale cele mai intime, să împărtășească gândurile și să vorbească inimi cu inima. La urma urmei, oamenii ascultă opinia ta și urmează recomandările tale. Pluto le trimite la tine mai des ca la psihologi. Tu asculti plângerile lor în fiecare zi, îi înveselești, îi ajut să depășească dificultățile, să facă față unei situații dificile. Altruistă tipică, Uiți foarte des de propriile de tale ambiții și te grăbești să-i ajuți pe alții și să nu ceri nimic în schimb, deseori tu vrei să pari cinică și indiferentă, dar de fapt, în interiorul tău, un foc real de emoții și pasiune se dezvoltă, îți este greu de acceptat pierderea, eșecul, tu renunți la tine însă și îți pierzi speranța pentru cele bune, dar ești în stare să faci față depresiei cât mai repede posibil. Stelele te sfătuiesc să privești totul ca un studio de teatru. Jucând pe scene personaje fictive, tu vei putea să privești evenimentele din viața ta într-un mod diferit și să depășești îndoielile cu abilitățile tale. Încetează să te uiți înapoi, bucură-te de ce se întâmplă aici și acum. La urma urmei, depinde numai de tine cum se vor desfășura evenimentele de mâine. Pentru tine, Prima jumătate a lunii este destul de confortabilă și favorabilă. Datorită ajutorului și sprijinului unor oameni influenți și experimentați, te vei simți încrezătoare și protejată, poți privi lumea prin ochelari de culoare roz. De asemenea, protecția te va ajuta să-ți demonstrezi talentele, să realizezi proiecte creative și să câștige bani buni. Pe data de 6 ianuarie, este mai bine să stai acasă și să petreci această zi în compania celor dragi și a rudelor, cu care poți trebui prin bucătărie sau doar să vă uitați la televizor împreună, o mică petrecere pentru o cafea, în cercul de prieteni apropiați sau vizionarea unui film cu o companie veselă este permisă. După 12 ianuarie, lucrurile se pot schimba, interesele tale și ale patronilor tăi pot, de asemenea, se se diferențieze, perspectivele se vor schimba, iar tu vei putea vedea multe lucruri în adevărata lor lumină. În acest moment nu numai percepțiile tale, ci și poziția ta se pot schimba, tu poți fi singură cu ideile tale, dar poți primi o doză suficientă de critici, care pot crăpa pământul de sub picioarele tale. Cu toate acestea poți avea relații bune cu oamenii care te susțin în toate eforturile. Dar până la mijlocul lunii ianuarie poți fi bântuită de un sentiment de nemulțumire față de starea actuală a lucrurilor. A doua jumătate a lunii poate fi marcată de îmbunătățirea mediului de lucru, de apariția de noi obiective în viață. Este posibil să dorești să îți reconstruiești radical viața. Principalul lucru în această perioadă este să te implici în obiectivele tale. După 17 ianuarie poți găsi partenerii întreprinzători care îți vor susține afacerile viitoare. Pe 21 ianuarie, în ziua lunii pline, încearcă să nu programezi întâlniri, astfel încât să nu trebuiască să iei decizii importante. Ultimele zile ale lunii îți vor ridica spiritul, trecerea în semnul tău al lui Venus, te va ajuta să rezolvi în mod favorabil toate problemele care te-au chinuit până acum. În general, Ianuarie nu va necesita nicio acțiune viguroasă de la tine, dar dacă combini politica fină și perseverența, vei reuși mai multe decât îți propui. Talismanul lunii, o monedă de argint, zile favorabile, 5, 11, 19, 25, 31 ianuarie, zile dificile, 7, 15, 21, 28 ianuarie. Prioritatea intereselor în ianuarie relațiile cu ceilalți. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!